În județul Hunedoara, aproape 82.000 de locuitori, din cei peste 360.000 de rezidenți permanenți, au peste 65 de ani, ceea ce înseamnă 22,65%. În județul Hunedoara, unul din trei locuitori este pensionar, iar de când vârsta a devenit un criteriu al opțiunilor politice, se știe că în majoritate seniorii preferă soluții de stânga, iar tinerii pe cele de dreapta. Această divergență demografică devine esențială în alegerile care se apropie, consemnează jurnalista Mona Lisehin pentru Hunedoara Liberă. Partea proastă este că salariile mici îi determină pe tineri să părăsească județul, care rămâne un paradox. Avem cea mai mare pensie medie din țară și ne clasăm pe locul al 37-lea în țară din 41 de județe și București în ceea ce privește salariul mediu net. Cu o speranță de viață tot mai mare, cu o natalitate în recul și o migrație netă negativă, emigrează mai mulți români decât intră imigranții, pe fondul pensionării apropiate a generației baby boomer, presiunile pe cheltuielile cu sănătatea, îngrijirea socială și pensii vor crește într-un ritm consistent. Ori într-un județ foarte îmbătrânit nu poți crește taxele aplicate populației, majoritar pensionară, primăriile fiind nevoite să taxeze suplimentar puținele afaceri care au mai rezistat în zonă, concluzionează jurnalista Mona Lisehin.